Salve dudes și bine ați venit la un nou episod din Gas Station Simulator pe Barba Neagră. Fraților, aici Ciuciu Manciu se pare că are un range de 29, este foarte mega supărat pe mine. Deci nu știu cu ce am greșit în halul ăsta, dar înainte aveam mult mai puțin și acum fiind la jumătate, na, lucrurile nu tind să meargă foarte bine. Așa, avem aici la boat, da, avem o nevoie. Trebuie să băgăm niște motori în benzină la băiatul ăsta, nu avem foarte mulți bani, pentru că aici, fiind la început de drum, de business, investesc cam tot. Ăsta este scopul în momentul ăsta. Mi-am deblocat ultima dată ceva pe acolo, ceva maxim și putem să vedem aici pe hartă. Ia să vedem aici unde era. Era pe partea... Deci avem backpack-ul. Ăsta ce este? Ah, tunul! Oh, da, uitasem de tun! Aia zic. Ce să mai mergem direct cu ăsta? Ia uite. A, uite, fii atent că ne putem menține în aer. Ba, ești nebun. Bun așa. Mi-ai gusta? Ia. Așa, și să mergem la surf. Mi se pare că aici trebuie să vedem dacă mai trebuie să mai cumpărăm ceva și de asemenea să modificăm un picuț perimetrii, pentru că contenește. Eu am la 50% threshold-ul, practic la 50% uzură se va schimba placa de surf. Pot să o schimb, dar după aia o să-mi crească rata mortalității. Să fie un pic mai dificil de luat clienți. Asta, din câte am văzut, îmi aduce destul de bine. Ia uite ce avem acolo. Deja unul a plecat pe mare și din când în când mai avem și niște rechinași pe care trebuie să îi îndepărtez. Ei sunt practic echivalentul la Dexter, care era băiatul ăla dinainte. Oh. Da, e nasoală treaba. Deci faptul că e ăsta nervos, ia uite. You failed to pay your debt in time. Wow, deci trebuie să-mi plătesc și mi-a luat și 1544. Și am... What the fuck? Cum adică 560 și am 30? Ok, se pare că s-a întâmplat ceva de bine acolo, dar mi-a luat toți banii. Fai de capul meu. Deci aveam... Of și un cartof. Aveam... Stai așa că avem și se pare și fotomute care nu știam. Asta e interesant. Trebuie să-l mai folosesc. Very nice. Ce mai avem pe aici? Astea nu mai. Astea sunt de demult. Bun, bun, perfectos. Se pare că trebuie să-l mulțumesc pe ăsta. A, acum e la 90, că nu înțelegeam de ce Dumnezeului avem 30. Stai așa, deci e Ciuciungul supărat maxim. Poate pot să-l calmez cu niște mici de-astea. Să vedem, os. Nu știu, ultima dată nu prea am avut mare succes cu ele. What the fuck? 12,50 $. Mă costă fiecare dată, fii atent. Câte... A, nu trebuie să ies din asta, fii atent. Mă duc pe verde. Yeah. No, eu trebuie să dau mai mult. Hai de capul meu. Dacă s-a atent să văd cu cât am dat. 50. A mers? Nu cred că a mers. Poate 52. Yeah. 60 și ceva. Nu, e 60 și prea mult. Hai de capul meu. E greu, mă, la ăsta. Ia. Deci nu pot să-l calmez pe băiatul ăsta sub nicio formă. Vai, viața. 60? Nu e, mai prea departe. Cred că trebuie să dau mai cu bolta, așa aia. Ați, 70 cu boltă. Nu, e s-a dus dracu prin pădure. Bă, băiatule, bă, dar înainte o luam altfel, mă. Ia. Incredibil așa ceva. Deci trebuie neapărat să nimeresc, că altfel îmi explodează asta. Bă, te fac, o vedeam pe aia înăuntru. Scuze, ce se întâmplă la 91. Deci orice bani fac acum, în sfârșit ceva. Mamă, dar doar atâtea puncte? Mamă, m-am dus. Nu mai știu cu cât am dat, dar... Fai de cap, deci am dat fix pe lateral acum. Dar oricum, e ceva, e ceva. Așa nervos pe mine n-am mai fost până acum. What the fuck, cum reușesc, mă? Dau mai cu mici procente, dar mai departe. Și asta e prea departe. Nu mai, îmi bag picioarele, în el. Am făcut $41. Doamne ferește, mă. Ceva rău, bă, ceva super mega rău. Ah, bought fuel in cash register, fuel 1, e prins, e pe peste top aici, uite-te și tu. Deci sunt prins cu de toate. Angajatul meu nu mai e, deci nu mai activează. Hai să facem noi treaba. Nici n-am cu ce să-l plătesc, că înainte să-l pun la treabă va trebui să-l plătesc. Musai. Hai și mai tale repede că arde. Vamonos, 166, frumos. Ne intrăm din nou în parametri. Dar nu știu dacă mi-a luat mie... Deci chestia asta oare mi-a luat dobânda sau mi-a luat banii pe tot împrumutul pe care l-am făcut? Pentru că contenește. Deci dacă mi-a luat doar dobânda, am îmbulinat-o rău de tot. Faptul că trebuie să mai dai înapoi atâția bani, deci e până și perlescu. De asta mă duc și la asta repede. Și după aia am terminat. Hai, 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 repede și cu tine. Mamă, nu mai am nici motorină. Foai de capul meu. Nici nu știu dacă să mă mai duc în partea asta. Deci am acolo un alt business care nu știu sigur dacă mai are resurse, pentru că nu am bani să cumpăr. 55 aici. A, uite, mai avem 3. Ok, super tare. Gata, le mai avem și pe astea puse. Superb, asta îmi pasă. Se pare că băiatul meu este pe resting, am 305 biștari. Hai să mergem la un calculator să activăm, să-l plătim și pe aia să punem din nou la treabă. Pentru că aici o să vină mulți clienți. So, hai să mergem la employee. Îi dăm 184, se pare că vrea băiatul. Așa. Și pe zi, handle the register și fuel cards. Gata, asta vreau. Trebuie să vină. Unde este? Asta vine de undeva din partea asta ar trebui. Acolo? Uite aici, vine. E pe drum, e pe drum. Bun, asta îmi pasăm. Până vine ăsta o să bag eu niște motorini benzin. Chiar o să se ducă direct la cash register, la casa de marcat. Bun, un pic de parcare aici, 246, ne mai revenim un pic. Dar ce observ eu aici? Observ că unul nu poate să intre la mecanic. Aoleo, e blondina asta, mă. Să vedem, putem să facem o poză interesantă? Oh. Screen resolution, aha, field of view, fii atent că putem să modific. Oh, pot să modific și asta, ești nebun, ok, super tare. Deci aspectul ăsta e genial. Faptul că pot să fac, orice joc ar trebui să aibă un photo mode, absolut orice joc. Acum, ce vreau să fac este hide UI și făcută poză, gata, asta a fost. Și putem să ne și mișcăm așa, uite cât de tare. Genial! Mi-ai gusta. Cât despre doamna asta o să o împingem un picuț. Așa. Un pic de ajutor acolo. Ia să vedem ce are nevoie, că eu nu mai am nimic pe rafturi. Mamă, dar nimic. A, mai am 4 roți. Un pic de oglindă. Ok, ok. Yeah. Ce vrea doamna să-i facem aici? Ce dorești? Hai să te ridic aici pe elevator. Cash register, boat fueling. Ăla la boat fueling, la barcă va trebui să aștepte un pic. Așa, care-i treaba? Ce este stricat? Ai pană pe fața stânga? Fața dreapta? Mamă! Cam multe pene. Deci aici nu este bine deloc. Păi, eu asta încercam să fac, dar nu mă las, să fii atent. Și portiera? Cum să fie portiera stricată? Stai așa. What the fuck? Bro, cum vine treaba asta? Portiera stricată, asta n-am... Nu știu ce să-i fac la portieră. Poate așa gen să-i refac zgârieturile, mă gândesc eu. Dar altfel cum? Dubioasă treaba. Trebuie să mă plătească cu vreo 150 pe treaba asta, minim. Deci roțile sunt cam 100. Și sper să țină și acum un pic de manoperă. Ia, hai să băgăm și pe asta. Nu m-am uitat pe la oglinzi, trebuie să mă uit și pe acolo să văd. Yeah. Bun, la băiatul meu se pare că lucrează, e pe fueling, avem 500 de biștari. Ușor, ușor îmi recapăt banii. O să mă duc să mă uit la împrumut dacă mai există. Dar mă, deci am portiera asta stricată. What the fuck, ce-aș putea să-i fac eu la portieră? Fuel status is low. Știu! Mamă, chiar... Asta? Sunt drept? No. No, o să-i de aruncat. Deci chiar nu știu ce aș putea să-i fac la portieră, ești nebun. Ce putem noi să-i facem la portieră, că nu înțeleg. Sunt drept cu ce mă mânci acasă. Știi ce? Doamna, cred că mai poate să mai... Opa, m-am cam blocat un pic aici. What the fuck? What? Bro, s-a blocat băiatul. Poate ies cu asta ea. Need scratch removal to start fixing. Ah, scratch removal. Exact cum ziceam, mă. Intuiam că e vorba despre zgârieturi. Doar că m-am blocat un pic. Un pic mai mult. Poate ies așa ea. Îi strică-stea mașina? Nu. Ce nebunie. Este pur și simplu blocat. Gata. Bro, deci nu mă lasă sub nicio formă. Trebuie să cumpăr niște fiori neapărat. Na, nu vreau să mă lase de aici. Uite-te și eu sunt blocat aici. What the fuck? În fotomod poate ies așa? Ia. Fii atent că și la fotomod sunt blocate. Poate e, fii atent, dacă apăsăm și o ducem în jos. Nu vreau, mă, ce ai? Sunt blocat în elevator. Cum ies ea? Doamne ferește. Aș încerca să o dau jos la calculator. Nu pot să ajung? Aici ajung, dar ajung degeaba. A! Nu? Poate dacă schimb roata? Nu pot. Scratch remove-ul nu este la îndemână, din păcate. Chiar nu știu ce să fac în situația asta. Ce putem face dacă m-am blocat? Doamne ferește. N-am ce să-i fac ăsta. Deci pur și simplu e blocat. Jesus, man. Ce chestie dubioasă. Să nu există niciun fel de posibilitate să pot să sar. Să sar nu merge, să stânga-dreapta nu merge, să intru în mașină nu merge. Deci foarte, foarte dubios. Nu mergea absolut nimic. Ce bani să mai dea asta, că am și întârziat-o. Scratch și move-ul nici cred că am, că la-i scump, pe vreo 70 de biștari. Nu cred că m-a dat tot aici. Ai, las-o! Păi gata, m-am dus. N-am decât... Știi ce aș putea să fac în situația asta? Dar nu e că trebuie să ajung la calculator. Poate, dar nu mi-am luat calculatorul cu mine. Pai de capul meu. Poate dacă pun o decorație lângă, dar n-am decorații? Nu, mai gata, sunt dus. Sunt blocat aici. Ce-și putea eu să fac să ies de aici? Pe sus nu pot să clic. Doamne, dar cum mai intrat aici? Nu înțeleg. Sunt fix prins aici. Dacă aveam calculatorul, puneam angajatul să repare mașina, dacă repara mașina, o termina, dădea elevatorul jos, puteam pleca. Text. Așa cred eu că puteam rezolva problema. Dar acum e derobarat. Pun pe asta aici. A trebuit să resetez caracterul. Deci avem aici o opțiune specială pentru treaba asta. Și se pare că Ciuciungul se aude foarte rău în momentul ăsta. E până și Perlescu. Deci se pare că treaba asta cu blocajul este atât de populară încât avem a doua opțiune din meniu special pentru asta. Deci gata, nu mai am motorin benzin, trebuie neapărat să mă duc să fac ceva comandă. So, hai să-i dăm la delivery. Cât avem? Avem 1000! Wow! Ok, se pare că ne permitem 1000 de biștari. Bă, asta nu e rău deloc. Cât mă costă? 975 500 de litri. Ok, putem să aducem oare 500 de litri? Da, ok, nice, asta îi dă bine. Bun, mă duc să caut un scratch removal. Încă încerc cu tipa la mecanic, pentru că am impresia că... Mamă, dar ce urât se aude. Se aude foarte urât de aici. Un scratch removal, uite-l mă aici, mă, ce ai. Deci putem să o rezolvăm pe fata. E cealaltă portieră? Este alta mașina? What the fuck? Numai asta era. What the fuck, asta e altă mașină. Aia m-o fi plătit aia pe mine. Bro, un pic am lipsit și eu. Ia să vedem ce are asta în regulă. Stai așa. Deci s-a dat singură jos de pe elevator. Ce a fost vina mea că m-am blocat acolo? What the fuck? Și aici? Ba nu, asta e. E bine. Dar cumva, nu știu, s-a coborât elevatorul. Cred că în procesul meu de deblocaj mă gândesc. Ia să vedem dacă o rezolvăm pe asta cu zgârieturile. A, dăm random, așa, nici nu contează altceva. 160, ok, am zis 150, am văzut pe aproape. E în regulă. Vreau să fac neapărat car wash-ul. Spălătoria aduce foarte mulți bani dacă este și, bineînțeles, întreținută. Deci acum ar trebui să avem și fiolul venit. Momentan nu știu exact cam cât avem. Dar ăsta cu barca va trebui să mai aștepte și Ciuciungul ăsta e la 95%, deci o să explodeze în curând. I-am dat cu click-ul, gata, suntem bine. Adăugăm niște motorini benzin, putem să o vedem aici? Oh, da! Oh, deci nu mai avem deloc, eram 0. Bun. Ia să vedem dacă mi iese săritura asta. Nu mi-a ieșit, dar cât de cât. Hai că m-am descurcat. Bun, mai facem un ban grămadă și pe amândul la Ciuciungu maxim 95. Păi la 100% cred că se duce jocul. 50 de biștar la băiatul ăsta. 371. Mamă, deci... Hai să mă uit, vreau să mă uit la împrumut. Unde avem ăsta? Avem statistics, management, services, aici, loan. Aia se pare că gata. Deci banii pe care mi-a luat atunci au fost parte din împrumut și acum nu mai sunt datorat sub nicio formă. Ok, asta e de bine. Nu avem așa multă curățenie, dar nu este o prioritate în momentul de față. Vreau să scap de furia ăstuia care e la 96%. Aha. Which is not very nice. Se pare că trebuie să plătesc pentru fiecare biluță. What the fuck? Unde-i biluța? Current combo. 5 consecutive on coconut price. Ah, ok. Dă coace. Ce combo, mă, ce? Că nu reușesc niciuna, dar minte combo. Ce vorbim? Bă, nu știu de ce mi se pare atât de greu acum. Chiar nu pot să înțeleg. Ideea e că trebuie neapărat să dai de aici, nu? Ia. Yeah. Dacă dăm de pe roșii, nu cred că contează. Ce vorbești, mă? Bă, nu știu, parcă... Nu, e de aici, uite așa, de pe albastru. Pociang! Cea! Când au prea încet, când au prea tare. Și trebuie să dai și cu boltă, știi, nu? E și mecheria așa ușoară. Oameni, deci am pe listă 1000 de lucruri de făcut. Ia uite, iară, prea tare. Deci mi se pare că e acolo, la forță de 60, bă, trebuie să fii precize să fac. Ia. Atât, 3 puncte. Bun. Și dacă dau de pe roșu, dau doar un punct. Ia. Mamă, fix pe margine s-a și auzit cum a... Ia. Ce-a vorbim, mă? Ce-a vorbim? Nu știu cum să-l îmbunesc pe ăsta altfel. Îi mai aruncam înainte pești în apă. Ce? Doar că nu mai am pești. Yeah. Pe aproape. 94. Îți curios la 100 ce face? Ce poate să facă la 100? 3 puncte. 91, mamă, dacă își mai da încă unul, mi-ar mai da un pic de timp, știi? 65, ok, bun și asta. Nice! 3 puncte. 88, gata, am revenit un pic cu rage-ul lui. Cu enervarea. Stai așa. Aici mai avem niște lucrușoare. Poate pot să o fac direct așa. Atât. Oh, gata. Aici că trebuie să mai punem niște plăci de surf pe listă. Doar 2 am mai avut. Gata, le-am adăugat aici. Sunt oamenii pregătiți. Lucky Week. Unde Dumnezeu Lucky Week? Că sunt și lefter. N-am nici de unele. Uite-te niște zvai morții mei în momentul de față. Cash register, 3 băieți. Băiatul meu e pe resting. Nu vrea să se miște până nu-l plătesc, se pare. Mă duc acum rapid. Stai așa. Hai să mai punem aici niște motorini benzin, că... Ați, gata, am pus-o. Și aici îi dăm băiatului bănișorii. Hai, tati, let's go, că mor ăștia aici. Așa, mă duc repede. Mai avem aici o barcă cu care putem să facem niște bănișori. Aoleu! Așa, barcă pe naibii, văd că e un schijet. 88. Nu știu cum să scap de furia ăstuia. Poate dacă arunc este mă un pic, ia. Văd aici am multe stele pe margine. Pe astea putem să le luăm, să le aruncăm în apă? Nu, sunt doar decorative. Your customer died. Ăsta a fost la scuba. Scuba-ul e pe dreapta. Unde mă cei că am trecut la 55? Se mai întâmplă. Deci mi se pare că ăsta e e o pierdere pe care trebuie să o accept. Nu prea am ce să fac. Este renoită, nici nu cred că mai am de-astea. Da, nu mai am, trebuie să mai cumpăr. 98! Din cauza că a murit careva. Doamne! Bă, și mai am și pe cineva la garaj, uite-te și tu. Trebuie să mai angajez neapărat pe cineva. Pentru că nu prea mai fac față muncii. A, mă, ăsta are pană și pe față și pe spate. De buneală ce are ăsta aici. No, e prea mult. Nici nu cred că mai are pană și pe partea cealaltă. Și nu cred că am suficient de multe roți. Și nici n-am bani să mai cumpăr roți. Așa că o să-l las așa. Nu știu dacă o să fie fericit, dar ai. Măcar să-mi dea cât am consumat până acum. A, nu e pe spate, stai așa că n-are pană pe spate. A, ba da, uite. N-avea pe spate partea aia, dar avea pe spate partea cealaltă. Mă, cum e ăsta resting? Ciului la 99. Ia mă, să vedem ce face la 100%. Ce poate să facă? Ce mai are, mă, asta? Oglindă? Tai de cap, mă. Aici e scratch remove-ul, uite oglinda aici. Dar să mă să-i fac altă oglindă asta. Până când... Island God, gata. Gata, s-a dus ciulu. S-a dus, e 100% rage-ul. What the fuck, am plecat asta cu oglinda ăla. S-a blocat totul. Bro, nu mă lasă ăsta în pace. Toată lumea a plecat. A, a plecat în timp ce reparam. Bro, ce țipă ăștia. Deci îmi îndepărtează oamenii, mă. Ce panoramă. Deci asta e. Îmi ia clienții. Trebuie să-l țin neapărat fericit ca să nu-mi sperie clienții. Gace. Sunt curios acum dacă nimeresc. Doamne, dacă s-a făcut atmosfera aici. Stai curios dacă nimeresc. Se calmează. E. Yeah. 3 puncte. Oh, e pe 0! Oh! Fii atent că e și asta o strategie. Să-l lăsăm să-i se enerveze 100%. Bag în gaură și după aia a revenit. Ah, gata, mă, s-a calmat lumea. Și el totodată. Am impresia că lucrul ăsta e cam necesar pentru că oricât de mult aș da eu acolo, 3 puncte e puțin. Adică mi se pare că se enervează mult prea repede comparativ cu cum pot eu să-l stăpânesc, știi? Mamă, ce mizerie am pe aici. Acum am văzut. Ce vorbim. E mai mizerie înăuntru decât afară. Uite-te și tu. Era pe roșu ăsta. Cred că ceva funingine de la el. A dat peste vulcanul, mă. Ce panoramă. Asta că în situația asta e bine că mi-au plecat clienții. Oricum nu e ca să zic că am eu așa aici foarte mult gen de vânzare și ca să-mi fac așa o pierdere majoră. Dar pe viitor când o să avem gen mai multe business-uri, cum a făcut cu mecanicul, mie nu cred că mi-a dat bani pe treaba cu mecanica. Că am decât 698 și avem tot 600 și înainte. Și nu cred că m-a plătit pentru oglindă și roți. Și cred că am ieșit un pic în pierdere la capitolul ăsta. Fraților, atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare și uitați, în seara asta avem live cu farming. Până atunci v-am salutat, pa, pa!